Pentru evenimentul științifico-practic au fost selectați 11 copii cu malformații congenitale foarte grave. Datorită medicilor chirurgi din Germania, Austria și România, aceștia au fost operați la noi în țară absolut gratuit. Această fetiță de 7 ani suferea de o anomalie la rinichi. Operația a durat timp de o oră și jumătate. La intervenție au participat 9 medici atât de la noi din țară cât și de peste hotare. Aceste intervenții chirurgicale trebuie de efectuat deoarece sunt niște anomalii organogenitale externe de care depinde soarta. Așa intervenții chirurgicale se efectuează în Republica Moldova cu succes, dar noi toată vremea ne învățăm la colegii noștri pentru aceea poate să facem mai bine, mai de calitate mai înaltă. Astăzi au fost operați 5 pacienți cu vârstele cuprinse între 1 și 9 ani. Intervențiile chirurgicale au putut fi urmărite pe monitor de 110 medici adunați în sala de ședințe. Astfel, medicii au avut posibilitatea de a opera alături de chirurgi din alte țări, preluând de la aceștia noi tehnici chirurgicale care mai apoi vor putea fi aplicate și la noi. Operațiile astea care sunt efectuate acum, vă zic că întotdeauna conțin ceva nou. Pentru că sunt diferite mișcări, diferite poziții. Echipa lucrează împreună de peste 12 ani. Peste hotare, o asemenea intervenție chirurgicală costă sume uriașe. Nu vă imaginați că sunt niște chestii științifico-fantastice, că nu sânge, că nu taie aortă. Sunt niște tehnici care evită sânge, rare evită. O intervenție de genul ăsta costă 30-40 de mii de euro. Many years ago we started a collaboration with Romania and a good friend and colleague of mine, Dr. Adelian, who is now operating at the moment. Donația este din Canada, în general este o firmă în Canada, în vest, unde am un prieten care are o inimă pentru copii în Europa și în România. Și în Moldova. Anterior, asemenea workshop-uri au fost organizate de două ori în țara noastră, în anul 2011 și în 2013.